Nu doar bătrânul de 81 de ani reținut miercuri pentru că ar fi furat dintr-un supermarket a fost tratat cu neglijență, ci și câinele său. Patrupedul care a rămas singur în parcarea magazinului îi aparține bătrânului, iar drept dovadă sunt imaginile în care cei doi par destul de apropiați. În schimb, oamenii legii susțin că acesta era vagabond, motiv pentru care nu a fost luat împreună cu bătrânul. De cealaltă parte, apărătorii animalelor condamnă acțiunile polițiștilor. Aceste imagini video au fost publicate pe Facebook de către reprezentanții secției de control și protecție animalelor din Chișinău. Potrivit lor, câinele îi aparține bărbatului reținut din moment ce acesta stătea lângă el atunci când a venit echipajul de poliție. Nu am deplasat la fața locului. Acolo, împreună cu colaboratorii poliției, magazin Walmart cu paznici, noi am găsit video, cum s-a întâmplat acest caz. După video chiar era foarte concret că câinele este aparține lui acest domn, deoarece el o așteptat pe dânsă când bătrânul era în magazin. Câinele aștepta afară și uita la magazin, adică aștepta când o să iasă. Bărbatul a plecat cu poliția, câinele o rămas așa, fără înțelegere ce s-a întâmplat. Din aceleași imagini se observă cum polițiștii l-au luat pe bărbat la inspectorat, lăsându-l pe câine singur în parcare. Carl Lugan, apărătorul pentru drepturile animalelor, susține că atitudinea și comportamentul polițiștilor au fost neglijente. Cum noi socotim acțiunile la poliție? Noi socotim că în așa cazuri animalele nu trebuie să fie lăsate singură afară pe marginea drumului, dar trebuie să fie luate împreună cu stăpân. Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, spune că patrupedul era fără stăpân și din acest motiv nu a fost luat cu bătrânul în mașina poliției. Incidentul scandalos cu bărbatul de 81 de ani din Chișinău a ajuns în atenția internauților și face furori pe internet de mai multe zile. Și asta după ce miercuri bătrânul a fost reținut de poliție în fața unui supermarket din sectorul botanic al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, reprezentanții magazinului au depus o plângere în privința bărbatului, care ar fi furat de mai multe ori mâncare de la ei din magazin.